Reprezentanții unei firme de procesare și export de miere din Făgăraș dorește să-și extindă activitatea și să achiziționeze un teren din vecinătatea acesteia, care figurează în proprietatea municipiului Făgăraș ca teren extravilan. Cătălin Cațacu, reprezentantul firmei, s-a prezentat în plenul Consiliului Local Făgăraș pentru a-l explica edililor nevoia sa de extindere, însă consilierii din opoziție s-au opus pe motiv că nu sunt toate documentele la mapă. Procesare și export de miere. În urmă cu câțiva ani am achiziționat fosta platformă Autotransport Făgăraș. Am făcut niște investiții acolo. Urmează să mai facem și alte investiții. În centrul Curții, conform proiectului pe care l-avem depus la primărie, ar fi trebuit să fie o hală mare. Momentan nu avem resurse să o construim. Problema este că în desfășurarea activității noastre, ca să putem forma un loc de miere care înseamnă 20 de tone și să le putem expedia, avea de nevoie să împrăștiem bucoarea de munte. Împrăștirea bucoarelor în munte presupune formarea de locuri, adică să preiau analize de tot peste tot. Dacă noi punem bucoarele de munte, așa cum se văd, am adus niște poze, nu mai rămâne loc. Absolut deloc să ne mișcăm. Avem nevoie de extinderea terenului care este în spatele nostru, este chiar gard în gard cu noi, ca să putem constitui această depozitare a butoaielor, să putem construi hala în mijlocul curții. Primarul Gheorghe Sucaciu susține că a respectat procedura privind documentația la mapă, indicată chiar de Prefectura Brașov. Singura observație, eu nu contest ceea ce spune domnul, dar noi la dosar trebuie să avem toate documentele. Iar eu, din ce am studiat, nu există solicitarea domnului. E o procedură specială pe care ne-a indicat-o prefectura, instituția prefectului, prin care noi am emis toate documentele necesare pentru această procedură, iar terenul respectiv ar fi scos la licitație. Că avem o solicitare și motivul de a scoate la licitație e altceva. Dar noi nu dăm direct un teren, ci facem procedura pe care ne-a indicat-o instituția prefectului. Cred că este normal ca cel care dorește să participe la o licitație, n-am vorbit de modul de organizare, de vânzare a terenului, de procedura care a dat-o prefectul. E normal ca în momentul în care noi, consilierii, trebuie să luăm o decizie, să avem documentele, să știm că este o solicitare din partea cui și așa mai departe. Lucruri care doresc lipsesc la mapă. Eu nu contest procedura, cea care a indicat-o prefectul. Municipiul își poate valorifica bunurile și fără să aibă o solicitare în spate. Dacă municipiul, respectiv, domnul primar, ca inițiator al proiectului, vine și spune, scoatem la licitație anumite bunuri, nu trebuie neapărat să avem o solicitare și legea nu ne interzice să le valorificăm pentru că nu avem solicitare de la cineva anume. Noi putem să le scoatem la licitație, putem să le valorificăm, dacă avem o hotărâre de Consiliul Local. Este cel mai mare colector de miere de albine din România și procesator. Procesează și miere bio și, așa cum a spus și inștiința de Consiliu, vrea să devină cel mai mare procesator din România și probabil și din Europa. Ne-a solicitat ca noi să-i punem la dispoziție un teren prin vânzare și prin achiziție publică pentru a se extinde cu această activitate. Bineînțeles că cei 7 consilieri PNL, pentru că includ și pe domnul Ludo Aurel și pe părintele Klein, cei care au și fost la activitatea și cheful PNL de la Transilvania, au votat împotrivă, cu toate că îi spun că PNL-ul are o politică de dezvoltare și că ei vin în sprijinul administrației locale pentru a dezvolta proiecte, se dovedește încă o dată că, de fapt și de drept, ei au o problemă cu primarul și votează împotrivă a tot ceea ce propune primarul. Le-am propus că ar fi bine să inițieze ei proiecte de dezvoltare, pentru că eu nu am niciun fel de problemă, dar nici așa nu vor. Eu cred că a fost o rea voință, au mai cerut niște documente la dosar, o să punem și acele documente, fotografiile și proiectul pe care îl are agentul economic. Sper că în viitoarea ședință vor avea mintea limpede și vor vota ca acel teren să fie pus în vânzare pentru a se dezvolta agentul economic. Proiectul de hotărâre privind vânzarea acestui teren de pe șoseaua Hurezului, prin care agentul economic și-ar întregi proprietatea, va fi introdus din nou în mapa consilierilor în următoarea ședință.